vreți acum în apropierea sărbătorilor un cadou de Crăciun nesperat. Este o colaborare de 4 ani de zile pe care am avut-o cu firma Wizard, bazată pe respect și bazată pe profesionalism de ambele părți. Practic, investiții din fondurile proprii ale Consiliului Județean de peste 15 milioane de euro, un terminal de plecări, terminal de sosit, parcări și alți 24 de milioane de euro în infrastructura de mișcare a aeroportului din Craiova, ne fac să nu lăsăm capul în jos în niciun caz în ceea ce privește reabilitarea acestor infrastructuri, iar aeroportul din Craiova s-a conturat și este acum pe harta Europei și este un obiectiv respectat, un aeroport internațional. Zburăm acum către alte 3 destinații pe care le-am cerut și le-am discutat de mult timp înainte și care și noi am fost asaltați la rândul nostru de către persoane și de către firme din județul Dolj. Și ne bucurăm să spunem că al 2-lea zbor pe care îl avem către Marea Britanie, la Liverpool, și zborul pe care îl vom avea către Madrid, unul din hub-urile importante, inclusiv peste ocean, practic se va putea pleca de la Craiova până la Madrid și de acolo să poți să zbori mai departe. Și bineînțeles, Kölnul, pe care și firma Borg, și Popeci, și Pirelli, și alte firme le-au cerut, pentru că e nevoie de specialiștii de la Köln și de fabricile de componente care sunt la Köln pentru Borg. Chiar ieri am avut o întâlnire cu conducerea Borgului, împreună cu doamna primar Ioluța Vasilescu și cu domnul director Mircea Dumitru, și au primit această veste cu mare bucurie, pentru că, așa cum știți, vor avea 80 de specialiști care vin de la Köln lunea și care pleacă vinerea de la Craiova. Ne și obligă acest anunț. Foarte mult ne obligă. Pentru că ceea ce am construit noi la aeroportul din Craiova, am crezut că va deveni și va rezista cel puțin 10-15 ani. Nici noi n-am bănuit o asemenea dezvoltare fulgerătoare. În acest moment, după 4 ani de colaborare cu firma Wizard, este clar că ne-am pus problema că uneori dimineața e posibil să avem în jur de 300-400 de oameni cu bagaje la check-in și că trebuie să avem o nouă abordare de lărgirea acelor spații și a altora. Și bineînțeles, în acest moment în care construim bugetul pe anul viitor, va trebui să ne îndreptăm cu toată forța către un nou terminal. Va trebui să ne mișcăm foarte repede și la nivelul Ministerului Transporturilor, pentru că o serie din banii care vin pe master planul de transport și care sunt alocați Craiovei de circa 70 de milioane de euro, să-și găsească cât mai repede întrebuințarea la Craiova. Deci, oricum, vreau să-i felicit pe colegii noștri de la Wizard, să le mulțumim pentru ceea ce fac. Al 2-lea avion care vine la Craiova, el nu e adus în excursie, el e adus aici ca să zboare. Și cu siguranță că dacă se va mai găsi încă un orar de zbor în care avionul nu e folosit, sunt sigur că îi se va găsi o întrebuințare și pe mai departe. Practic, zboară acum din Craiova 29 de avioane pe săptămână. E un lucru extraordinar pe care nu l-am bănuit că va fi așa. Ați văzut că s-a internaționalizat
personalul și pasagerii de pe aeroportul din Craiova și cu bulgari și cu sârbi. Și în primul rând, cred că este una dintre cele mai importante investiții din regiunea Oltenia, care s-au petrecut în ultimii 10 ani. Așa că vă mulțumim foarte mult și ne vom face și noi partea noastră care ne revine din acest contract cu toată forța.